în misiunea noastră, din munca noastră de zi cu zi, pe lângă a realiza păduri și a crește suprafața împădurită în sudul țării, este de a-i face pe oameni conștienți și responsabili, implicați în tot ce înseamnă acest demers. Până la urmă, pădurea este despre noi, este oaza noastră de liniște și bula noastră de oxigen. Și un lucru pe care am vrea să-l prezentăm tuturor este ce înseamnă pădurea, de fapt. Un mod simplu, vizual, este să ne uităm la pădurea, adică lemnul pe care îl produce pădurea. Și am făcut așa la scară, adică aceste cuburi pe care le vedeți aici, ilustrează volumul de lemn produs de pădurile din București sau din județele în care noi împădurim, Asociația Pădurea Copiilor Împădurește. Vedem cât înseamnă Bucureștiul față de Prahova sau față de Buzău, dar vedem și Ilfovul și Giurgiu. Și imaginați-vă acum că toate aceste cuburi intră într-un singur cub, care ar fi, de exemplu, Suceava. Zona de câmpie a României este foarte slab împădurită, comparativ cu zona de deal munte, iar eforturile noastre și la nivel individual și la nivel de organizații ar trebui să se concentreze pe sudul țării, care are nevoie de pădure la fel de mult ca și cei de la deal munte.